Murele, beneficii și proprietăți. Din vechime, murele au exercitat o adevărată fascinație asupra oamenilor. Culoarea lor, faptul că sunt ultimele fructe de pădure care apar în an și ca de regulă cresc în locuri sălbatice, constituie o sursă de binefacere deopotrivă pentru legende, vindecare și imaginație. Vitalitatea murului este atât de mare încât în multe ierni frunzele nu-i cad, rămânând verzi sub zăpadă chiar și la temperaturi de minus 20 de grade Celsius. Apoi este printre puținii arbuști care rezistă la inundații în lungile râurilor, unde crește din abundență datorită solului fertil, rezistând zile în șir acoperit de zăpadă. Murele conțin numai puțin de 7 vitamine în ceea ce mai mare parte din complexul B, adică practic tot complexul. Dar și vitaminele E și C, la ultima dintre ele murul numărându-se printre campioni din punct de vedere al concentrației. Apoi, aceste fructe conțin nenumărate minerale constitutive și oligoelemente, între care și fierul, seleniul, zincul, magneziul, potasiul și fosforul. În compoziția murelor găsim un impresionant arsenal de alte medicamente naturale, de la derivații acidului salicilic, murele fiind o adevărată aspirină de pădure, la puternicii polifenoli care au efecte antitumorale și antivirale extrem de puternice. Să vedem în continuare cum putem beneficia de efectul murelor. Tratamente interne. Răceli, afecțiuni infecțioase însoțite de febră, pigmenții care dau culoarea specifică murelor, adică antocianii, sunt un adevărat adversar pentru virusii care produc răceli și gripă. Aceste principii active atacă virusii, împiedicând multiplicarea acestora și infectarea celulelor sănătoase. Apoi, murele conțin compuși ai acidului salicilic, substanța activă ce se regăsește în aspirină, care le dă un efect de scădere a febrei, de diminuare a durerilor de cap și musculare, extrem de binevenit la persoanele bolnave de gripă. Boala canceroasă. Pigmenții cu efecte antivirale de care vorbeam anterior au și un efect anticancerigen potențat de vitaminele și mineralele cu proprietăți puternic antioxidante din mure, cum ar fi vitaminele C și E sau seleniul organic. Fibrele pe care le conțin din belșug murele protejează împotriva cancerului cu localizare digestivă, iar polifenolii protejează contra cancerelor cu determinare hormonală, dar și contra celor induse prin iradiere. În constipație, alături de smeură, murele sunt fructele cele mai bogate în fibre alimentare, care împing materiile reziduale din intestin. De asemenea, acizii organici și zaharurile complexe din aceste fructe ajută la normalizarea florei intestinale. Cura cu mure este unul din cele mai simple și cele mai eficiente mijloace pentru a scăpa de constipație. Se consumă cu 30 de minute înaintea micului dejun și a cinei câte o porție consistentă de minim 100 de grame de mure, eventual amestecate cu puțină miere lichidă și câteva linguri de iaurt bidifus. Tratamentul durează măcar 10 zile și poate fi reluat după o pauză de 4 zile dacă simțim nevoia.
arsuri gastrice, ulcer gastro-duodenal. În acest caz se face o cură cu ceai de mure vreme de 15 până la 30 de zile, ceaiul fiind consumat simplu, fără zahăr sau miere. În perioada de toamnă și primăvară se va bea regulat ceaiul de mure, frunze și fructe, minimum 2 căni pe zi. Frunzele de mur având efecte cicatrizante și antiacide foarte bune. Candidoză digestivă. Murele, smeura și coacăzele negre sunt un adevărat inamic pentru Candida albicans. Antocianii prezenți în ele inhibă dezvoltarea acestui fung și ajută la eliminarea lui din organism. Se recomandă o cură de 12 zile, timp în care se consumă zilnic un amestec făcut în mixer din 100 grame de mure proaspete, 400 de grame de iaurt bifidus și miere după gust. Preparatul rezultat se consumă pe stomacul gol în mai multe reprize înaintea meselor principale. Este un tratament delicios ca gust și care restabilește echilibrul microbiologic la nivelul întregului tub digestiv. Diabet. Murele, deși conțin un procent destul de ridicat de zaharuri, administrarea lor în doze de 150 până la 200 de grame zilnic nu duce la creșteri notabile ale glicemiei. Murele stabilizează glicemia, stimulează pancreasul, atât secreția endocrină cât și cea exocrină, stimulează diureza și normalizează valorile colesterolului. Tratamentul cu smeură este și mai eficient, mai ales pentru prevenirea complicațiilor cardiovasculare ale diabetului, dacă se renunță la consumul de carne și se mănâncă preponderent legume și fructe. În alergie. Murele sunt o sursă foarte bună de quercitină, o substanță care diminuează reacția alergică, având efect antihistaminic și imunomodulator. Murele conțin cantități foarte mari de vitamina C. 300-400 de grame din acest fruct administrate odată, aducând un aport masiv din această vitamină care reduce intensitatea alergiei. Ciclu menstrual neregulat, dureros, ori cu hemoragie abundentă, în acest caz ceaiul de frunze și fructe de mur face adevărate minuni în această categorie de afecțiuni. Femeile care suferă de constipație nu vor consuma ceaiul, ci pulberea de fructe și frunze uscate, obținute cu ajutorul râșniței electrice, de cafea, câte 4 lingurițe zilnic. Tratamentul este valabil și în toate hemoragiile abundente ca adjuvant. Degenerescență maculară. Conținutul mare de antociani și de vitamine, special vitamina C și vitaminele din complexul B, recomandă murele ca pe un excelent mijloc de prevenire a acestei afecțiuni degenerative. Persoanele care consumă mure și alte fructe de culoare neagră, ceea ce arată prezența anumitor pigmenți, de măcar 5 ori pe săptămână, au un risc de a face degenerescență maculară cu 36% mai scăzut decât persoanele care consumă foarte rar sau deloc aceste fructe. Îmbătrânire prematură. Murele sunt extrem de bogate în substanțe cu efect antioxidant. Antioxidanții din mure protejează organismul de așa numiți radicali liberi, care produc îmbătrânirea accelerată a țesuturilor, degenerarea ADN-ului și apariția diferitelor afecțiuni specifice vârstei a treia. Pentru a beneficia de efectul antioxidant al murelor, trebuie consumate zilnic
50-150 de grame din aceste fructe în cure de măcar 7 zile. În prelungirea curei cu mure, se pot consuma și fructe uscate, sub formă de macerat cu efecte similare, cum ar fi coacăzele negre, afinele sau cătina. Avitaminoză C. O doză de doar 300 de grame de mure asigură aproximativ 90% din necesarul de vitamina C al unui adult. Persoanele care au un deficit din această vitamină vor consuma câte 100-400 de grame de mure, minimum, vreme de 2 săptămâni. Această supradoză de vitamina C este extrem de favorabilă în afecțiuni cum ar fi alergia, astmul, virusele respiratorii, afecțiunile însoțite de febră și de inflamație. Precauție și contraindicație. Femeile gravide nu vor consuma mai mult de 100 de grame de mure pe zi. Persoanele care suferă de colită de fermentație sau de sindromul colonului iritabil vor consuma cu prudență aceste fructe în doze mici la început pentru a preveni eventuale deranjamente intestinale. Dacă apar probleme digestive, se va consuma ceaiul de frunze și fructe de mur câte 2-3 căni pe zi.